Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăescu și astăzi vă propun să analizăm rolul pe care îl are proiectul educațional în educația economico-financiară. Totul va începe cu alegerea unei teme de proiect, apoi cu elaborarea fișei, veți continua cu derularea proiectului și în cele din urmă va fi evaluat proiectul vostru. Să nu uităm că un proiect înseamnă muncă în echipă, înseamnă documentare, înseamnă spirit de echipă și mult efort, dar totul va culmina cu un rezultat favorabil. Prima etapă presupune alegerea temei proiectului. Cu cât este mai interesant pentru voi, cu atât va fi mai interesant și pentru cei din jurul vostru. Apoi, va fi elaborată fișa de proiect. După cum observați, sunt 8 puncte pe care le veți avea în vedere. Denumirea proiectului, inițiatorii, beneficiarii, scopul acestuia, activitățile, partenerii, produsele și, în fine, criteriile de evaluare a proiectului. Toate sunt importante. Pasul următor presupune alegerea unui titlu și unui proiect. După cum observați, recomand 3 proiecte pentru capitolul consumatorul. De asemenea, pentru capitolul rolul băncilor în viața noastră, recomand o expoziție de monedă în școala mea, sau, de ce nu, un proiect numit Istoria Banilor. De asemenea, un alt tip de proiect ar putea fi Clubul Nostru sau Proverbele și Educația Economică, respectiv promovăm educația financiară în comunitatea noastră. Și, în fine, ultimul set de proiecte va fi cel ce va viza realizarea unui ghid financiar sau, de ce nu, un prim dicționar de noțiuni economico-financiare. Nu uitați de rolul fișei de observație întocmită de cadrul didactic. Ea are rol atât în autoevaluare cât și în intervaluare. Acestea sunt cele 5 criterii în funcție de care veți fi evaluați voi și membrii echipei de proiect. Sper să nu uitați că toți sunt importanți. În fine, la finalul activității semestriale, va fi întocmit un portofoliu al proiectului, în care se va regăsi fișa de proiect, produsul sau produsele proiectului și, în fine, fișa de observare și de evaluare întocmită de cadrul didactic. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!